Ministerul Finanțelor a greșit iar directivele europene. Potrivit unor surse citate de Economedia, Ministerul Finanțelor nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfrontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro. Oamenii din subordinea lui Căciu au înțeles că fraudele trebuie să însumeze 10 milioane de euro doar pe teritoriul României, nu în total, în toate statele unde compania anchetată desfășoară activități comerciale. Așa că, dacă nu repară lucrurile, Ministerul Finanțelor a reușit să blocheze orice anchetă a procurorilor europeni. Discutăm pe marginea acestui subiect cu analistul economic Adrian Negrescu, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, bună seara! Ne auzim, domnule Negrescu? Bună seara, bine v-am găsit! Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs în toată această situație în care ne aflăm. Interpretabilă din multe puncte de vedere. Am văzut și reacția Ministerului de Finanțe, care vine și explică într-un fel așa birocratic, în limbajul ăla de lemn cu care ne-am obișnuit de la Ministerul de Finanțe, cum că ei au îndeplinit practic toate prevederile acelei directive și că, coroborat cu legislația națională, am respectat totuși această legislație europeană, care ce își dorește de fapt? Să coordoneze practic activitatea statelor, mai ales pe zona asta de control a evaziunii fiscale, în așa fel încât să dăm de urma rețelelor de evaziune la nivel internațional. Sunt rețele care fac miliarde de euro și noi încercăm prin armonizarea practică a cadrului legislativ, adică fiecare țară să respecte anumite standarde, să reușim să practic să oprim această fraudă care crește de la an la an în domeniul, mai ales în domeniul TVA-ului. Și chiar vreau să vă dau o cifră: 179 de miliarde de euro este nivelul fraudei, este estimat nivelul fraudei pe TVA la nivelul Uniunii Europene, și asta în 2019. Gândiți-vă că între timp prețurile au crescut, evaziunea fiscală a crescut și ea, și cred că am depășit 200 de miliarde de euro. Să nu înțeleagă domnul Căciu că este vorba de fraudă la nivelul României, că intră în priză. Domnule Negrescu, cum suntem campioni din această perspectivă? Gândiți-vă suntem că și aici în top, nu? Da, avem cel mai mare procent de neîncasare a TVA-ului, adică taxei pe valoare adăugată din Uniunea Europeană, 34,5%. Suntem campioni la acest capitol. Mai rău stăm că atunci când e vorba să facem anchete cu adevărat serioase pentru a eradica practic acest cancer care lovește puternic economia românească. Gândiți-vă, evaziune fiscală înseamnă că eu, dacă am o firmă și lucrez corect, da, îmi plătesc taxele, emit facturi, poate să existe în piață și cu siguranță există un concurent care lucrează la negru, nu plătește niciun fel de taxă, își permite să vină cu prețuri mai mici și își permite practic să înfure clienții și să mă ducă pe mine în faliment pentru că nu plătește taxele. Asta este o realitate în economia românească, de la covrigării până la marile companii care activează în domeniul metalurgic sau producției de țigări, de exemplu. Da, am înțeles cum stă treaba cu limba engleză și cu înțelegerea limbei engleze pentru Ministerul Finanțelor. Ce e de făcut acum? Cum mai poate să își spele cămașa domnul Căciu? Noi avem un oficiu pentru prevenirea spălării banilor, OLAF, da, se cheamă, alături de această instituție și împreună cu specialiști, într-adevăr, că există specialiști în Ministerul Finanțelor, cred că lucrurile vor fi puse pe un făgaș normal. Nu cred că statul român își dorește, practic, să saboteze acțiunile parchetului european condus de doamna Kövesi, da? Ne dorim, dimpotrivă, să cooperăm la nivel internațional pentru a preveni aceste cauze și a pune capăt acestor rețele de crimă organizată, că le putem spune așa, când e vorba inclusiv de zona asta financiară. Eu sper că în actul final care va fi aprobat în guvern, pentru că este vorba de modificarea unei legi, da? Lucrurile să fie foarte, foarte clare, să nu ajungem ca în cazul acelei faimoase ordonanțe care transpunea în realitate regulamentul privind supraimpozitarea jucătorilor din petrol și gaze, să ne trezim așa după vreo lună de zile că stai că n-am prins tot ce trebuia prins și că trebuie să întrebăm din nou la Bruxelles, să ne spună cei de la Bruxelles ce ar trebui să facem noi ca să încasăm mai mulți bani la buget. Mulțumesc tare mult, domnule Negrescu, pentru intervenție și pentru această discuție. Analistul economic Adrian Negrescu a fost în direct. Mergem într-o foarte scurtă pauză, revenim în doar câteva minute și cu informații din afara granițelor. Vă aștept!